Special din partea mea Ștefan de la Bărbălă și din partea lui băiatul meu Narcis. Pentru, în primul și în primul rând, pentru Sticlete, Dumnezeu să-l odihnească. Un băiat cu mare caracter, care nu o să-l uităm niciodată. Și bineînțeles pentru frățiorii lui scumpi și dragi, pentru fratele lui, pentru Evanghelie, pentru Wilson, pentru Stelică, pentru Ciutră, Elvis Chiriac, Costică, Belmont și surorile lui Mița și Velența și bineînțeles pentru copilașii lui, pentru Patrulan, Dumbrăvean, Rembo, Francezo și Raul. Iau ce spune pentru fraților Sticlete! Iau ce zice! Au o mașină fierbles de mare, of, pe toți ne-ai îndoliat. Că în câteva momente, că în câteva momente, i-ai luat viața lui Sticlete. Pentru Sticlete, pentru toată familia lui și toți copiii lui, 5 milioane! Special pentru Sticlete, Dumnezeu să-l ierte! Care i-a respectat și a crescut sub ochii lui, așa zice Bogdan. Dumnezeu să-l odihnească pe Sticlete de la Bogdan. Și pentru toți frații lui și neamul lui din America! Din partea lui Bogdan. Iau să repet în special pentru Sticlete, pentru frații lui, pentru copiii lui și pentru tot neamul lui din America! Din partea lui Elvis! Pentru Sticlete și toți frații lui! Și special pentru Costică, pentru fratele lui Sticlete, care sunt la suferință! 100 de euro! Ia mă ce spune! Au o mașină fierbles de mată. Au o mașină fierbles de mată. Toți frații mei doliat. Că în câteva momente au că în câteva momente i-ai luat viața nu sticile de. Ia uite ce zice frații lui din America! Dar
2022. Ia-mă ce spune! Ce zice pentru fraților spectatori? Se repetă strofa asta. Auzi. Am avut durerea prea mare. Am avut ce plânge Evanghelie. Măi, Doamne, plânge vinul, sur și stelică. Of, plânge vinul, sur și stelică. Ce durere pe pustică. Ia uite ce zice fratele Stăplete. Frate, frate, unde pleci? Au, frate, frate, unde pleci? Of, nu te-ai gândit că ne seci. Măi, frate, ne-ai luat fericirea întreagă. Au, ne-ai luat fericirea întreagă. Unde pleci așa fără grabă? Frăților, unii l-ai luat. Of, ce ochi de blestemat. Frăților, unii l-ai luat. Păstigile, pe ni l-ai luat. Ne-ai sâncat inima-n toată.
Pentru Cantemir și Baron și pentru sticle de Dumnezeu să le dea 100 de euro! Haide, euro! Terminăm cu fratinul să cântă, bineînțeles, pentru toată familia îndurerată. Am început cu fratinul Sticlete să cântă pentru toți frații la rând. Cântăm pentru copiii lui și după aia pentru nevasta lui Corabia și pentru toți verii, pentru tot neamul lui. O nevastă sinceră. Auzi vorbele astea. Aude, pleci, măi, Sticlete! Aude, pleci, măi, Sticlete! Ne lași mare tune! Iauzi! Este prins de supărare, cu inima pustie, cu inima pustie, ce mai plânge Evanghelie. Frățiorul meu, regele meu, nu te voi uita toată viața mea. Auzi, frățiorul meu,
Copii care au rămas fără tată. Pentru sticlete, pentru ciutră, pentru costică, pentru Vanghelie, pentru Elvis Tiriac, pentru toți franții lui sticlete, fără număr, fără număr, pentru toți franții lui sticlete, care sunt pentru Remo, pentru Raul, Dumbrovian, american, Dobrogean, Suraj, Becali, fără număr, fără număr, Dumbrovian, pentru sticlete, pentru sticlete, pentru sticlete, și el distinia, fără număr. Pentru toți frații lui sticlete original. Auzi! Auzi ce zice vorbele astea adevărate. Pentru toți frații lui sticlete care sunt cei mai îndurerați și cei mai supărați că nu sunt lângă el, sunt plecați în America. Și frăților lor scump și drag, e mort aici în România și nu poate să fie lângă el. Pentru ce mai îndurerați, frate? Iauzi! 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 Ce zice Evanghelie? Ce zice Wilson? Ce zice Elvis Siriac? Ciutră, Costică, Stelică? Auzi! Dobrogean, american. Iauzi. Mamă, te rog, Doamne, fă minune. Ce zice Evanghelia? O, fă ca să ajung acasă mâine. Ca să cep, ca să trec oceanul zbor, ca să trec oceanul zbor, să-l văd pe-al meu frățivor. Și oceanul zbor, să trec și oceanul zbor, să-l văd pe-al meu frățivor. Evanghelia acasă de restul când îmi auzi. Ce zice? Ce zice? Lasă-te la inimă, mai sticlete l-ai secat la inimă, ce distrus este ciutră. Că este în America și nu e la moartea ta, și îți doare inima. Mă
și tristul inimii era friptă. Amă, și tristul inimii era friptă, ce supă n-a picustică. S-a dat 100 de euro pentru Făgădău și Nantenov, pentru părul lor, pentru sticlet. 100 de euro, Dumnezeu să le ridice. Ia mă ce spune! Măi, sticlete, m-ai secat la inimă! Măi, sticlete, m-ai secat la inimă! Ce distrus este ciutră. De la Făcătău, de la Cantemir, s-a dat 100 de euro pentru valul lor, pentru sticlet. Pentru Făgădău și Antenau, valul lui sticlet, care se l-a suferit. Ia uzi! Ce zice Ștefan vorbele astea, alo? Alo? Ce zice vorbele astea adevărate, Ștefan, pentru fraților sticlete? Ia să fie puțin atenție la vorbele astea. Ce zice fraților sticlete? Doamne, de sărbători lumea mare, ce-și dorește fiecare. La noi e Paște cu foc, la noi e Paște cu foc, de sticlet n-am avut noroc. Domnul Bădică, pentru sticlete de Dumnezeu să le iau 100 de dolari. Pentru sticlete! Omul cu cel mai frumos caracter care ne-a părăsit, Dumnezeu să-l odihnească. Atențiune! Din partea lui Elvis! De la Elvis! Pentru sticlete, pentru frățiul lui, de la Elvis, pentru sticlete! Pentru sticlete, pentru viața lui, de la Elvis! Pentru sufletul lui, pentru sticlete! Frățiorul lui drag! Auzi, se repetă! Pentru Elvis! Pentru toți frații lui sticletul! Domnea de sărbător lumea mare, ce-și dorește fiecare. Dar la noi e Paște cu foc, la noi e Paște cu foc, de sticlete n-am avut noroc. Auzi ce zice Elvis? Vreau să te mai văd odată,
când vine să mă omor, ai fost cel mai drag frățior. Miro pravoro, mânuroilo, au mânu viața, mări forța. Auzi, auzi, auzi.